Întrebarea, implicit, parțial, domnul Golea a atins subiectul respectiv, a declarat unionist. Considerați că Maia Sandu este unionistă sau nu? Adresat domnului Maia Sandu. Dumneavoastră, când ați la funcție președinte Republicii Moldova. Nu vreau să-mi pierd timpul cu întrebarea asta, pentru că nu mi-e adresată mie. Poți să-i adresez întrebarea următoare? Păi, nu a răspuns la întrebare, atunci se consideră un răspuns? Da, întrebați-l despre ceva care ține da, de deci dumneavoastră. Ține de, da, păi în contextul în care se zvonește prin târ că dumneavoastră intenționați să vă retrageți din cursa prezidențială în favoarea Maia Sandu, întrebarea ține de acest context. Eu v-am răspuns. Întrebați-o Maia Sandu. Nu, nu. Dacă dumneavoastră să vă retrageți. Intenționați să vă retrageți din cursă sau nu? Eu am fost împotriva Maia Sandu din 2019 în continuu. Pentru că sunt un critic vehement și noi vedem altfel guvernarea pro-european decât o vede Maia Sandu. Eu reprezint un bloc pro-european alcătuit din trei partide.